Eu sunt Adela Roșca, sunt director adjunct în cadrul companiei Profit Point, iar astăzi o să vreau să vorbim despre averea netă. Da, o să spuneți că averea netă este ceva, sau averea este ceva ce doar firmele calculează și noi oamenii de rând nu ar trebui să facem treaba asta. Totuși, vă îndemn să faceți împreună cu mine un exercițiu și să vedem la final despre ce este vorba. Așa că luați o foaie și un pix și să facem un calcul referitor la ce înseamnă averea netă și care este formula acestei averi. Termenul de avere netă ne ajută la conștientizarea problemei sau la conștientizarea situației financiare pe care noi o avem. Formula de calcul este în felul următor. Bunurile pe care noi le avem și care pot fi transformate în bani plus banii cash sau banii pe care ținem în depozite bancare plus veniturile lunare calculate pe un an de zile. După care de aici se scad datoriile pe care noi le avem și cheltuielile pe care noi le avem. Și o să facem un exercițiu în momentele următoare. Să presupunem că avem o mașină care are o valoare de 5.000 de euro pe care putem să o transformăm în bani, la care mai adăugăm, spre exemplu, poate niște bijuterii în valoare de 3.000 de euro. Aici mai trebuie să adăugăm și banii cash pe care noi avem sau banii ținuți într-un depozit bancar. Să presupunem că avem un depozit bancar în valoare de 20.000 de euro și adăugăm 20.000 de euro, la care trebuie să mai adăugăm veniturile noastre lunare, dar calculate pe un an de zile. Presupunem că avem un venit de 1.000 de euro, ori 12 luni înseamnă 12.000 de euro. Și adăugăm aici 12.000 de euro. Iar acum trebuie să scădem cheltuielile și datoriile pe care noi le avem. Să presupunem că avem cheltuieli în valoare de 700 de euro pe lună, ori 12 luni înseamnă 8.400 de euro. Și notăm aici 8.400 de euro, la care mai scădem încă o cheltuială mai mare. Spre exemplu, majoritatea oamenilor, cam cea mai mare cheltuială pe care o au este un credit bancar. Și presupunem că avem un credit bancar pentru un apartament în valoare de 80.000 de euro. Și adăugăm și 80.000 de euro. Bun. Acum, avem toate sumele care sunt cu plus și toate sumele care sunt cu minus. Hai să le calculăm să vedem care e rezultatul final. Și avem așa. 5.000 de euro cu 3.000 de euro cu 20.000 și cu 12.000 înseamnă 40.000 de euro, la care, sau din care scădem 8.400 plus 80.000. Adică înseamnă 88.400 de euro. Bun. După cum observ, calculul final ne dă cu minus 48.400 de euro. Mare atenție este cu minus, iar acest termen, în momentul în care averea netă ne dă rezultatul cu minus, se numește faliment tehnic. Ce ne aduce pe noi, practic, într-o astfel de situație de a avea calculul averii nete în faliment tehnic, după cum observați, este acest credit bancar. Nu este o problemă când avem un credit bancar sau o datorie mai mare, problema apare în momentul în care nu ne gândim să creăm mai multe surse de venit, cam în cazul în care pierdem principala sursă de venit, totuși să avem bani de unde să plătim această datorie. După cum observați, și dacă ar fi să scoatem banii din depozitul bancar, tot nu ne-ar ajunge pentru a acoperi și pentru a ajunge la averea netă să fie cu plus. Vă îndemn să vă calculați averea netă, să vedeți dacă sunteți într-o situație de faliment tehnic, să conștientizați problema și să căutați soluții pentru a ieși din acea situație.